să fie două săptămâni, trei săptămâni, să zicem, de când citesc o carte, ce mi se pare cumva, poate și pentru că mie îmi place foarte mult sau mă interesează foarte mult în perioada asta ce se întâmplă în relații și cum ajungem să ne blocăm în relații și să nu mai reușim să ajungem la o relație bună, să spunem, cu acea persoană în care totuși contează cel mai mult pentru noi. Cartea despre care vă povestesc este aceasta, Cine e de vină? Tu sau eu, desigur, întotdeauna iese că tu. Este o carte pe care au scris-o doi terapeuți după ce au început ei o relație, au făcut un copil și au descoperit cumva pe parcursul acestei relații exact ceea ce nu funcționează și cumva ceea ce nu reușesc să adapteze, în ciuda faptului că cel puțin teoretic aveau toate informațiile necesare și toate informațiile la îndemână. Ce mi-a plăcut foarte mult, cartea este scrisă din perspectiva amândurora, și din perspectiva lui și din perspectiva ei, cu toate bagajele culturale cu care vine fiecare, cu toate bagajele emoționale cu care a venit fiecare în această relație. Își analizează practic relația lor ca să ne ajute pe noi, să spunem, să descălcim toate barierele și toate frustrările și toate acele lucruri care la un moment dat ne fac să spunem stop, eu nu mai pot, vreau să plec de aici. Doar că ce este foarte interesant este că perspectiva lor ne arată că de fapt fiecare dintre noi se raportează la el însuși în momentul în care îi reproșează celuilalt ceva și mai puțin la ceea ce face celălalt. Una dintre comparațiile care mi s-au părut cele mai interesante și cele mai utile și pe care cred că ar fi util să o înțelegem fiecare dintre noi este că atunci când într-o relație lucrurile încep să nu mai funcționeze așa cum trebuie, trebuie să ne întoarcem către noi și să vedem ce ne deranjează pe noi în momentul respectiv. Ce ne doare pe noi? Că nu ne deranjează că celălalt ne-a dus gunoiul, să spunem. Ne deranjează că ne simțim neacceptați, ne deranjează că ne simțim nebăgați în seamă, că ne simțim ca și cum nevoile noastre nu sunt îndeplinite și cel mai probabil nu sunt îndeplinite în momentul respectiv. Comparația despre care vă spuneam este cumva legată de o furtună și de modul în care reușim să traversăm pe mare valurile acelea foarte puternice care vin spre noi și abia după ce le-am depășit vedem că am meritat să facem efortul acesta și că e important că am reușit să facem efortul acesta și că ne dăm seama de mai multe, să spun, despre noi și despre relația pe care o avem cu celălalt. El, autorul, terapeutul, povestește la un moment dat că și-a dat seama că una dintre clientele lui cumva, în terapie de cuplu, cumva avea o listă, să spunem, pe care bifa tot ceea ce nu funcționează în relație. Practic căuta tot timpul lucruri care să nu funcționeze și le bifa acolo și spunea că, uite, domne, toate chestiile astea arată că suntem incompatibili. Nu se mai uita în partea cealaltă să vadă ce funcționează, ce a tras-o la început la partenerul ei, ce a făcut lucrurile să meargă bine. Nu, pur și simplu se centra și se concentra pe toate lucrurile care nu funcționează. Ce e interesant, spune terapeutul, este că și-a dat seama că și el face același lucru și a schimbat asta în relația lui cu partenera lui și așa ei au reușit să meargă mai departe. Clienta, din păcate, la momentul respectiv, cel puțin, nu reușise să meargă mai departe. E o carte pe care vă recomand, nu e o carte scrisă în termeni psihologici, în termeni foarte științifici, e o carte foarte interesantă și de citit de fiecare dintre noi, tocmai pentru că ne ajută să ne dăm seama cine suntem noi, unde suntem noi în momentul de față, ce am greșit în alte relații și ce am putea să facem mai bine de acum înainte.